Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este ministrul de interne, domnul Pavel Voicu. Domnule general, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, bine v-am găsit! Domnule ministru, cade guvernul Ion Chicu din care faceți parte dumneavoastră sau nu cade? Eu cred că nu ar trebui să cadă. Dar din ultimele informații care le aveți, ce se aude, ce se întâmplă? Pică, nu pică, ce știți? Vă pregătiți acolo, stați pe bagaj, nu stați pe bagaj. Cred că aceste discuții mai mult ține de politicieni, ține de majoritatea parlamentară, iar noi, membrii guvernului, împreună cu actualul prim-ministru, ne vedem de treburile noastre la instituțiile care le-au fost încredințate. Și credeți-ne, chiar mai puțin suntem interesați în acele decizii populiste, unele din ele, sau declarații, mai corect spus, populiste unele din ele, că va cade guvernul domnului Ion Chicu pentru că nu își face față lucrurilor sau acele strategii pe care le-a planificat. Nu trebuie să uităm că suntem într-o situație de pandemie unde sunt probleme în toată Europa, în toată lumea, iar eu consider că la această etapă Republica Moldova, cu problemele pe care le are, se descurcă bine. Chiar foarte bine, în unele cazuri. Avem mult de muncit, trebuie să recunoaște. Domnule ministru, aici la Chișinău toți ghicesc în paharul ăsta cu apă plată, ce se va întâmpla, dacă se schimbă puterea sau nu. Să admitem că pică acest guvern. Dumneavoastră ați fi gata, dacă vi se va propune, să faceți parte dintr-un executiv votat de către Partidul Acțiune și Solidaritate, Platforma DA, Grupul Pro-Moldova și Partidul Șor? Noi nu trebuie să uităm că eu deja am făcut parte dintr-un guvern condus de către doamna Maia Santu. Cunosc mulți membri acestui partid, acestei echipe. Trebuie să recunosc că sunt oameni buni. Acolo sunt oameni buni. Ceea ce nu pot spune de alt partid, al domnului Șoar. Și dacă vom ajunge la această etapă, ar trebui mult să mă gândesc. Când vă s-o propunem, aveți planuri? Pentru că, de exemplu, noi l-am auzit pe Renato Usată, că spunea că în curând demisionați și vă duceți la Serviciul de Informații și Securitate. Gheorghe, eu mai puțin mi-aș fi dorit să comentez unele declarații politice și chiar să fiu atras în unele jocuri politice, fiindcă asemenea procedee sunt unele murdare. Și dacă ați observat, în ultimele două luni de zile au fost făcute mai multe declarații politice, iar aceste declarații, în mare parte, au fost pentru a destabiliza. Pentru a destabiliza situația din țară. Și nu o fac toți. O fac, vedem, unii și aceiași actori politici. Acei care, cumva, se vor face vinoveți pentru furtul miliardului. Acei care sunt certați cu legea peste hotare dosare penale în Republica Moldova și doresc, cumva, să provoace alegeri anticipate ca să fac parte dintr-un nou parlament și să capite imunitate, ei sunt cu interesați să persiste această destabilizare și de a sustrage atenția cetățenilor de la lucruri importante. Niciodată nu a fost o discuție pentru a demisiona. Eu nu mi-am dorit acest lucru. Eu consider că activitatea Ministerului Afacerilor Interne decurge normal, decurge bine și chiar și în cercul de persoane în care mă aflu, nici nu a fost o discuție pe marginea acestui subiect. Clar că se dorește de a crea un conflict între instituții, între Ministerul de Interne și Serviciul Informației și Securitate, pentru că aceasta le convine. Pentru că vede că noi mergem pe o pistă corectă și obținem deja unele rezultate care trebuie de le întors pe masă și le arătat și publicului, să vadă și sentința unei din ei. Iar atunci când creez conflicte de a-i bate cap în cap, clar lucru, dacă nu o să avem intelectul și pregătirea necesară și ne-om da emoțiilor, putem comite niște greșeli și nu o să le facem pe placul acelor politicieni care declară asemenea situații. Totodată, ei înțeleg destul de bine, acești politicieni, că este necesar din viziunea lor de a destabiliza situația și în interiorul instituției. Ce ar însemna când spui că un conducător trebuie să plece și iar de la secretarii de stat în jos până la acel sergent se creează o blocare. Băi, pleacă conducătorul acesta, vine altul, nu știu ce se întâmplă.
Deci sunt niște intenții de a destabiliza. Noi avem agenda noastră care o avem în față și este fals, greșit. Rămânem un pic la USAT, vă rog frumos. Iată, în curând se împlinește un an de la așa numită revoluție a ambasadorilor. Dumneavoastră atunci erați ministru al apărării deja, dar oricum veniți din organele interne. Dumneavoastră v-a părut straniu revenirea lui Renato USAT și eliberarea lui imediat sau peste 3 ceasuri cât a durat acolo? Da, mi s-a părut straniu. Pentru mine a fost straniu, fiind atunci și chiar și în calitatea de ministru apărării, fiindcă eu consider că a fost ajutat de unii politicieni care sunt fugari acum și nu sunt în țară, pentru a reveni în Republica Moldova și a-și continua interesele lor sau să lase niște puieți așa, ca să-i facă joc în continuare. Asta considerați că Vladimir Plahotniuc și atunci încă avea influență, chiar dacă picase de la guvernare? Da, eu personal așa consider. Da, iată, dacă tot spuneam că avem un an de la schimbarea care a avut loc, a fost corect, s-a meritat ca acel PD în frunte cu Vladimir Plahotniuc să plece. Ce s-a schimbat într-un an de zile în Moldova? Spre bine, dacă s-a schimbat ceva, spre bine. Consider că s-a schimbat foarte multe. În primul rând, s-a întors încrederea în cetățeni. A dispărut acea frică a cetățenilor că un regim poate să decidă soarta oamenilor sau să primească, să hotărască soarta oamenilor. Nu mai este această frică. A dispărut acel senzație de a fi monitorizat, urmărit, filat și aceste lucruri se întâmplau. Și aceste lucruri se întâmplau. Clar că nu știu dacă sună bine în calitate de ministru să spun acest lucru, fiindcă eu sunt acela care trebuie să le scot la suprafață. Însă nu trebuie să uităm că la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, deci clar lucru că au fost distruse foarte multe materiale, probe, care acum poate erau prezentante și instanțe. Dar cetățenii Republicii Moldova se simt cu mult mai liberi și acea democrație pe care o prezenta atunci cei de la guvernare este mai aproape de democrație decât vroiau ei să o redea. Probe s-au distrus și în cadrul Ministerului de Interne în perioada aia? Îmi vine greu să spun. Nu am găsit asemenea urme, însă toate sau multe ilegalități făceau și în afara instituțiilor. Revenim la cei care sunt cu libertatea. Noi ultima dată ne-am văzut aici, domnule ministru, în luna februarie. Dumneavoastră ați făcut o declarație foarte tare că poliția n-a uitat cum Constantin Țuțu, care atunci încă era fugar, fusese reținut având o femeie în port bagajul mașinii sale, tot el fiind implicat în cazuri de contrabandă cu țigări, tot el fiind cel care l-a asasinat pe Crasavcic lângă Urhei. El a revenit și eu văd că el e bine mersi, Constantin Țuțu, nu? Faptul că Țuțul a fost scos din căutare internațională și s-a întors în Republica Moldova, că este încă la libertate, aceasta nu înseamnă că organele de drept nu documentează mai multe acțiuni și nu numai acestea care le-ați spus dumneavoastră. Se documentează. Însă sunt mai mulți factori care ar permite ca el să se afle la libertate. Ca exemplu, îmi dau seama că urmează întrebarea la ce m-am referit. Ca exemplu, colaborează cu organul de urmărire penal, prezintă informații despre anumite grupări internaționale importante și este prematur să spun mai multe din ele. Însă, cu siguranță, Constantin Țuțu o să fie atras la răspundere penală pe 3 capete de acuzații care le are acum. Este vorba trafic de influență, îmbogățire ilicită și cazul de la Urhei, unde a participat și dânsul. Dar dacă revine Vladimir Plahotniuc, el tot va fi cercetat în stare de libertate? Nu cred în cazul lui. Nu cred că va colabora cu organul de urmărire penală și nu cred că dacă are ceda pe alt demnitar care să fi comis vreo infracțiune mai gravă decât care este acuzat dumnealui. Fiindcă noi am auzit și declarațiile procurorului general și
chiar am urmărit și unele declarații a lui Vyacheslav Platon. Mă bazez doar pe declarații, pe informațiile din spațiu public, pentru că aceste dosare nu sunt gestionate de către Ministerul de Interne, sunt la Centrul Național Anticorupție, dar și la Procuratura de Corupție. Noi acordăm tot suportul, tot ajutorul, iar ceea ce revine Ministerul de Interne de a-l căuta pe vinuitul Plahotniuc, de a fi reținut, clar că este localizat și nu este un secret, cunoaște tot publicul, se află în Statele Unite ale Americii. Da, dosare gestionate de MAI pe numele domnului Ilan Șăr aveți? Sau acolo tot e vorba doar de procuratură? Este vorba de către Centrul Național Anticorupție, procuratură și iarăși ne revine nouă căutarea acestui personaj. Se avansează, din câte cunosc eu, pe marginea dosarelor penale. Clar lucru că este dificil. Este dificil din mai multe puncte de vedere, fiindcă influențează cumva și politic, înțelegi despre ce vorbesc, mai au influență și asupra unor, trebuie să recunoaștem, și angajați, fie din Ministerul de Interne, Procuratură, din alte instituții, care cumva nu reacționează prompt sau cel puțin, ca să nu cred că sunt trădări de serviciu, nu ia în vedere acele priorități de a fi reținut acest personaj adus în fața justiției și în Republica Moldova. Însă eu am spus-o și mi se pare că chiar am spus-o la emisiunea dumneavoastră, în colaborare cu colegii din țările Uniunii Europene, dar vorbesc și de statul israelian, deci la ei legislația permite, în cazul dacă va fi un acord de colaborare între Republica Moldova și Israel, ca Șor, pentru o infracțiune deosebit de gravă sau excepțional de gravă, să fie prezentat Republicii Moldova pentru a fi efectuate cercetări, urmărirea penală, condamnat însă cu condiția că să-și ispășească pedeapsa în Israel. Deci așa prevede legislația din Israel, această procedură nu este inițiată, doar eu în calitate de conducător la Ministerul de Interne și fiind noi responsabili de căutare, vedem un așa scenariu care putea fi posibil. În ce scuze? Deci așa acord deocamdată nu avem între noi și Israelul, da? Este dificil, nu este atât de ușor de a încheia un așa asemenea acord, deoarece să nu uităm că Ilan Șor este și cetățean al Israelului. Iar dânsul pretinde că este un represat politic și este o infracțiune politică, noi trebuie să acumulăm toate probele și sunt convins, am toată încrederea în procuratură, în instanțe, că o să prezentăm toate probele care o să dovedească că Ilan Șor este infractor și nu un represat politic. Bun, cu ei ne-am clarificat. Haideți să vorbim despre ceea ce interesează pe oameni. Iată cursele astea auto, domnule ministru. A fost recent un groaznic accident, iarăși a revenit subiectul în centru atenției. Eu îmi dau seama că asta se întâmplă în toată lumea și îmi dau seama că acestui fenomen nu o să-i puneți punct nici dumneavoastră, numai dacă îi privați pe toți de dreptul de a conduce. Dar, până la urmă, totuși ceva trebuie de făcut. Ce trebuie de făcut? Ce faceți dumneavoastră după ceea ce s-a întâmplat la Ismail Colț cu Ștefan? Aveam intuiția că o să mă puneți asemenea întrebare, deoarece a fost chiar mediatizat aceste cazuri de curse ilegale, de acel accident rutier cu soldarea a doi decedați și chiar înainte de a veni aici la emisiune am reușit să-mi iau și o notă unde este redată toată situația accidentară din țară. Vreau să spun că pe parcursul acestor acuși 6 luni, 5 luni și accidentele rutiere au diminuat în comparație cu anul precedent. Avem mai puține accidente înregistrate, avem mai puțini cetățeni răniți, dar trebuie să recunoaștem că avem cu 4 cetățeni decedați. De-a noștri decedați. Avem mai mult decât în perioada aia. Mai mult. Aceasta nu ar însemna că pe noi nu ne interesează siguranța la trafic și am fost cumva concentrați pe alte activități
și mă refer aici la combaterea COVID-ului. Clar lucru că acest segment a fost tot timpul în vizorul poliției, deoarece este un segment foarte sensibil. Toți noi suntem participanți în trafic, fie în calitate de șofer, de pasager sau în calitate și de șofer. Am sesizat că aceste competiții, dacă se poate de spus, competiții neautorizate, deoarece noi nu zic așa competiții, fiindcă noi nu avem o așa categorie de sport în Republica Moldova, da? Ele sunt cumva... Este un viciu, cum ați menționat, nu numai în Republica Moldova, dar și în alte țări. Chiar ne-am informat ce se întâmplă în țările vecine, în Germania. Dar... totuși, depinde foarte mult și de întreaga societate. Nu vreau să mă justific sau să spun că aceasta nu este poliția care ar trebui să combată acest fenomen care se întâmplă. Însă, cunoașteți de asemenea ceea ce a fost în spațiu public. S-a întâmplat acel accident teribil și a doua și a treia zi au fost organizate asemenea competiții. Noi vorbim despre tineretul nostru care, într-adevăr, lipsesc acei 7 ani de casă, lipsesc acea educație, acea responsabilitate. Stimă, responsabilitate față de cei din jurul lor, față de societate. Și nu s-a întâmplat numai acum luna mai. Noi am avut și în alți ani, de la caz la caz. Este dificil de documentat asemenea cazuri. De ce? Fiindcă fac cunoștință sau pe rețelele de socializare se întâlnesc, discută, numesc un traseu anume, ajung la semafor și din moment am un semafor unde din timp cunosc că nu este monitorizat și până la celălalt capăt a traseului unde este alt semafor, deci accelerează și aceste curse sunt de competiție. Ori noi nu putem să punem câte un polițist la fiecare semafor sau pe traseu. Clar că aceasta nu este o justificare. Am avut și 53 de apeluri de 112 despre faptul că se deplasează automobile pe timp de noapte cu viteză în anumite sectoare. Clar că poliția a intervenit în fie 3-5 minute, însă nu a mai găsit pe nimeni, nici cei care au format 112 și nici acei automobiliști. Practic, noi nu avem probe pentru a documenta aceste persoane, fiindcă ei comit contravenția pe o porțiune de drum, acolo unde nu sunt persoane, fără a fi și martori și fixați. Însă aceasta nu înseamnă că noi o să lăsăm aceasta în continuare. Vom aplica mai multe tactici și nu cred că o să le spun pe toate acum, fiindcă suntem și în proces de documentare. Și în ultima lună au fost documentați 17 persoane care participă la astfel de competiții neautorizate cu sporirea vitezii în anumite sectoare. Cam, nu știu să mă exprim în procente, dar hai să zicem, foarte multe mijloace de transport sunt din cele cu numere de matriculare străine sau importate temporar în Republica Moldova și aceasta tot dă o explicație, fiindcă și camerele de supraveghere nu citește aceste numere și nu se înregistrează în locurile unde avem asemenea camere de supraveghere. Dar o să venim și cu propunerea de a elabora un nou articol în codul penal pentru a fi atrași la răspundere persoanele care participă la asemenea curse neautorizate. Aici, chiar dacă ține de colegii noștri de la patrulare, am implicat și serviciile operative, fiindcă aceste persoane trebuie depistate din timp și necesită activități de investigație pentru a-i depista și a-i documenta așa cum prevede legea. Dar șoferul vinovat de accidentul de la Ismael cu Ștefan colaborează? Ce se mai aude cu viața lui? Colaborează cu ancheta? Nu colaborează? Deci ancheta a stabilit că, într-adevăr, acesta se afla într-o cursă cu un alt automobil BMW. Este identificat și acel participant la această cursă. Clar că nu colaborează nici unul, nici altul cu organul de urmărire penală. Mai mult ca atât, persoana bănuită de accident și comiterea a două
care a adus în consecință au fost două decese a persoanelor decedate. A încercat să spună că la volanul automobilului era o altă persoană care a părăsit locul accidentului, însă sunt întărite toate acțiunile lui prin material probant. Indiferent o să-și recunoască sau nu vină, eu consider că la acest moment avem toate probele necesare pentru a fi referit justiției, să fie atras la răspundere. Ori această persoană a comis o infracțiune, o crimă. Crimea lui este criminal și trebuie să fie atras la răspundere pentru aceasta. Care e logica să nu colaborezi cu ancheta, știind că dacă colaborezi, cred, probabil legislația națională prevede că scapi mai ușor, adică... Da, și cred că... De ce s-a ascuns? Nu știu dacă i-a sugerat avocatul dânsului această poziție, dar noi vorbim din niște circunstanțe atenuante atunci când își recunoaște vina și e firesc să-și o recunoască, fiindcă nu are câmp unde să manevreze. Dar în privința acestei persoane, eu chiar cred că o să fie aplicate acele situații agravante, fiindcă acțiunile lui care le-a întreprins până la comiterea accidentului și refuzul de a colabora și de a încerca să ducă în eroare organul de urmărire penală nu este în beneficiul lui. Poliția a anunțat că timp de 10 zile o să facă ravagii mari prin Chișinău și pe traseile țării. Ăștia s-au speriat, stau pe acasă. Care e logica, domnul ministru? Trec 10 zile și ăștia ies înapoi pe traseu, iar voi puneți mașinile în garaj? Nu. Nu este această logică. Deci, aceste operațiuni care sunt în desfășurare acum și anume 10 zile, este doar o sensibilizare a societății, a conducătorilor auto, a pasagerilor, a șofierilor, pentru a conștientiza că orice care ilegalitate trebuie să fie penalizat. Noi vom continua aceste acțiuni și în continuare. Iar aceste operațiuni, am avut mai multe critici și au spus că operațiunile nu mai sunt valabile de le implementat. Semafor, viteza, copii, gerofar. Eu totuși consider că la această etapă ele sunt binevenite și trebuie de le pus în aplicare, poate chiar mai des câteodată. Noi vom continua aceste acțiuni în continuare, dar o să vă contrazic la ceea ce a spus că vor sta acasă. Știți, anume în această perioadă de când au fost pus în aplicare aceste operațiuni sau aceste 10 zile unde poliția masiv se află în teritoriu, în stradă, înregistrăm contravenții și infracțiuni dublat. Dacă noi înregistrăm în zilele obișnuite, când se afla colegii de la patrulare în stradă de la 10 la 15 la 20 de cazuri de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate, noi avem 30-40 pe timp de 24 de ore. Noi avem foarte multe contravenții și infracțiuni. Ce zic infracțiuni? Fiindcă conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate este o infracțiune penal condamnabilă. Și redresarea situației. Deci aceasta și-au dorit cetățenii, de a face o claritate și de a se simți în siguranță și în trafic. Aceasta este soluționarea unei probleme pe termen scurt, dar noi o să venim cu soluționarea problemei pe termen lung, deoarece până la începutul pandemiei noi am pregătit un proiect de lege, am lucrat și lucrăm în continuare asupra unui proiect de lege de a veni cu scopul înăspririi sancțiunilor pentru conducătorii care conduc cu viteză sporită, în stare de ebrietate, în mod repetat. Și în timpul apropiat, cred că finalizăm lucru asupra acestor proiecte legislative, chiar și de modificare a legislației. De aceea, pentru a nu lăsa situația să iasă sub control, am venit anume în aceste 10 zile și vom continua în timpul următor. Domnule, dar apropo de șoferii beți, eu am avut acces odată la un raport, dacă nu greșesc, al CNA-ului,
el n-a fost făcut public. Și în mare parte, majoritatea șoferilor care sunt prinși bieți la volan, ei în mare parte scap, toți, până la urmă. Pentru că undeva filtrul ăsta se rupe, iată, polițistul, după care se ia analize, după care și merge într-un cerc și undeva ceva nu merge ok. Și de asta ei își permit în continuare să umbli bieți la volan. Nu sunteți de acord că legea e cam proastă la capitolul ăsta? Nu, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră și vreau să spun că șoferii care sunt testați pozitiv la alcool și conduc mijloace de transport, marea parte, cum ați spus dumneavoastră, sunt atrași la răspundere și este o consecință pentru comportamentul care l-au. Da, sunt de acord că sunt și din polițiști care comit unele abateri prin a nu documenta sau prin a lua mită. Dar acestea sunt puținele cazuri. Și vreau să spun că de la începutul anului avem peste 60 de cazuri când șoferi în stare de ebrietate propun, și nu numai în stare de ebrietate, pentru diferite abateri, diferite încălcări, propun polițiștilor mită, iar aceștia declară atât la serviciul, la SPIA, cât și la CNA și sunt documentați. Totuși, problema este în altceva, că noi dacă vom continua și nu vom conștientiza că conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate este o infracțiune, noi ne putem trezi că avem o țară plină de infractori atunci când ești condamnat sau o țară de condamnați. În începutul anului avem peste 1500 de dosare penale pornite pe persoanele care conduc în stare de ebrietate. Aceasta este o situație agravantă. Aceasta este foarte grav. Bine, și nu numai în stare de ebrietate alcoolică, noi avem foarte multe cazuri când conduc în stare de ebrietate narcotică. Și recent șoferii scandalagioși care cu motocicleta și cu ce mașină de lux avea, Bentley, dacă nu mă greșesc, se dădeau tari, erau în stare de ebrietate cu efect stupefiant. Despre ei o să discutăm un pic, dar după câteva clipe de publicitate. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul ministru, înainte de publicitate, noi ați pomenit și dumneavoastră despre cei cu mașini care au numere de înmatricare străine. Că ăștia mai mult își fac de cap. Care e soluția în cazul ăsta? Până la urmă. Cât poți dureza asta? Nu cred că ar trebui să accentuăm că anume acești conducători auto care conduc mijloace de transport cu numere străine își fac de cap. Avem suficienți din cei care cu numere înregistrate în Republica Moldova își fac de cap și reieșim din statistica pe care o are Ministerul de Interne. Dar dacă ne referim la conducătorii mijloacelor de transport cu numere străine care intră pe teritoriul Republicii Moldova, au dreptul de a conduce conduce acest mijloc de transport pe o durată de 180 de zile, ei cumva sunt facilitați. De ce zic așa? Fiindcă ei nu achită acele asigurarea, revizia tehnică, dar se mai strecoară cumva pe lângă camerele de supraveghere și, am spus mai devreme, nu sunt înregistrați. Tendința de a nu scoate aceste unități de transport din țară este tot mai multă și mai multă. Competența poliției este de a-i constata și atunci când este constatată o durată mai mult de 180 de zile, se transmit atât materialele cât și unitatea de transport serviciului VAMAL pentru a primi una din decizii. Și una din decizii este de a-i aplica amenda și de a-i mai prelungi pe un termen de 180 de zile sau de a scoate această unitate de transport în afara frontierei, deci în afara țării. Consider că aici este un pic și o scăpare sau ar trebui devenit și cu niște modificări, fiindcă moldovenii noștri sunt inventivi. Atunci când au 150 de zile, ca exemplu,
Deci își fac o cursă până la Iași, se întorc înapoi și iarăși mai stă 180 de zile și astfel exploatează aceste mijloace de transport pe o durată foarte lungă. Noi deja avem o colaborare, o discuție în acest sens cu colegii de la Vamă. Vom vedea și vom studia suplimentar cadrul legal, cum prevede, și o să studiem și țările vecine, țările Uniunii Europeane, cum procedează, ce măsuri întreprinde în asemenea situații. Și cred eu că vom veni și aici cu niște propuneri de modificare în legislație. Bun, până atunci, haideți să vorbim și despre contrabanda cu țigări. Contrabanda există numai cu țigări? Vreau, de ce să precizez pe asta? Pentru că noi am auzit-o pe fostul premier Maia Sandu, care spunea că în timpul domniei sale, contrabanda masivă cu țigări, eu nu mă refer la băieții care îți duc un cartuș până la Iași și înapoi, dar contrabanda, a fost anihilată. Și tot domnia sa zice că acum, adică Igor Rodon a luat toată puterea mâini, contrabanda a revenit. Pe de altă parte, șeful statului ne spune nouă că nu e niciun fel de contrabandă la nivel de proporție, am în vedere. Care e situația, domnule ministru, cu contrabanda noastră de țigări? Precizez, nu mă refer la cei care încearcă să ducă două cartușe la Iași să-și fac 20 de euro. Asta pare puțin mai contrar. Ziceam mai devreme că nu-mi doresc să comentez unele declarații a politicienilor, dar doamna Maia preferă să spună că fals. Are așa o expresie falsă. Vreau să spun că ceea ce a spus dumneavoastră este un fals. Iar aceste declarații care se fac că sunt contrabandă, acestea sunt niște ecouri care se trag încă din trecut. Eu vă asigur în calitate de ministru și cunoștință de cauză, fiindcă chiar combaterea contrabandei șede pe agenda, pe prima pagină a agendei guvernului de a combate acest fenomen și întreprindem toate măsurile, nu numai poliția, dar în colaborare și cu serviciul de informație și securitate și cu serviciul vamal, de a combate acest flagel. Nu avem la moment contrabandă mai mare de, să zicem, o sumă de 1 milion de lei. De ce zic și suma? Pentru că dacă nu doriți să discutăm despre cele cazuri de contrabandă mai mărunțele, mai mici, atunci dosar penal se poate depornit dacă obiectul contrabandei este mai mare decât de 749 lei. Iar ceea ce declară dumneaei pot combate și prin faptul că frontierele, dar toate frontierele Republicii Moldova au fost blocate în această perioadă. Și de aici reiese că este un fals. Noi nu am avut trafic de transport masiv. Noi nu am avut trafic de persoane. Noi nu au zburat avioanele. Pur și simplu logic gândit, nu este. Deci de aici se vede că este un fals. Da, sunt cazuri de contrabandă, de asta mărunt, și avem și cazuri haioase. Deci cu scafandru, dacă spun corect. Deci avem cazuri când la nordul Republicii Moldova și îmbrăcați în scafandru, scafandre trec un bloc de țigări și cu căruța și cu motocicletă, fiecare. De-a lungul râului Prut, pe frontiera verde, avem foarte mult de muncit, colaborăm foarte bine și cu România, dar și cu Ucraina, avem foarte multe cazuri documentate. Cred că ar fi prea matur să vă dau detalii, dar documentăm și 4 cazuri mai importante și poate acum când puțin s-a mai revenit la transportul care iese în exterior a țării, mai îndrăznesc unii, alții sunt în vizorul nostru și documentăm. Nu avem cazuri de contrabandă în proporții deosebit de mari. Doar cetățenii noștri care din nevoința care o au până la un cutie, 20, însă și din aceștia găsim. Mai trec din ei. Îi merețând și colegii noștri din România. Avem schimb de informații, schimb de o cooperare foarte bună. De asemenea și cu Ucraina. Dar cine a stopat totuși contrabanda la nivelul tirurilor? Voința politică. Voința politică? A fostului guvern. Plătați să vă spun simplu. Prim-ministru a pus-o clar instituțiilor de forță care sunt responsabili.
nu vă clarificați cu contrabanda, înseamnă că nu aveți potențial de a combate contrabanda și atunci trebuie să vedem ce facem. Și de la mine în jos sunt cerințe la fiecare, la fiecare instituție, la fiecare subdiviziune teritorială. Dar anterior, cine, pardon de expresie, crșuia contrabanda la nivel de proporții? Cei care s-au speriat de ceva și au fugit, pentru că i-au avut pentru ce fugi din țară. Dar ce fel de contrabandă mai avem noi în Moldova? Și eu nu mă refer la tanti Ileana care merge cu două sacuri de la kilometru 7. Uitați-vă, chiar recent am deconspirat o grupare criminală internațională formată din cetățeni din Cehia, Ucraina, Rusia, dar și moldoveni, care era antrenat în contrabandă cu transport. Deci transportul răpit din alte țări, din Germania, era acel coridor prin Republica Moldova, automobilele treceau, Ucraina mergea în Rusia, înregistrate, noi am deconspirat și această infracțiune. Am avut cazuri și contrabandă cu uraniu, avem contrabandă cu spirit, avem contrabandă și cu alte produse. Da, cu droguri. Contrabandă și de droguri mai puțin, dar avem. Noi, până la urmă, suntem țară importatoare prin contrabandă de droguri sau suntem țară de tranzit? Mai corect spus, țară de tranzit. Nu produce Republica Moldova droguri care să le scoată la export. Noi am văzut și contrabandă de bani, 1,5 milioane de euro. Până la urmă, cu-i banii aia, domnule? Exact. Nu aș vrea să mă dau cu părerea, pentru că nu este în gestiunea Ministerului de Interne acest caz, îl instrumentează serviciul VAMAL și cred că un răspuns la această întrebare mai corect îl pot da colegii mei de acolo. Știu doar că se întreprind toate măsurile de a stabili tot lanțul de unde vin acești bani și cum, a cui aparțin și care a fost cine este beneficiarul care urma să ajungă acești bani, nu mă pot expune. Haideți altfel să încercăm. Dacă ne-ați văzut la știri că băiatul ăla din Londra, moldoveanul, care zice că e milionar, a zis că-s banii lui, dumneavoastră, ce sentiment ați avut în momentul ăla? Din start am văzut că sunt niște aberații. Bun. Despre ăștia care au îndrăznit să înjure și să se comporte așa cum s-au comportat, ca să mă calific eu, polițiștii noștri, da? Fiind sub influența drogurilor. Ei de ce nu au fost reținuți? Sau legea nu prevede că ei pot fi reținuți pentru ultragierea polițiștilor? Ba da, prevede și au fost reținuți. Păi a doua zi dădeau interviuri prin Chișinău. Și vă spun de ce. În acțiunile acestor tineri, clar că sunt prezente elementele mai multor infracțiuni și vreau să spun că au fost pornite 4 dosare penale. Prima, conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate stupefiante, narcotice. A doilea, caz huliganism și a treilea, caz amenințare sau violența asupra unei persoane care se află în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Una din persoane a fost reținută de către organul poliției și trebuie aici de făcut o claritate. Fiindcă cetățenii noștri nu înțeleg ce înseamnă de a fi reținut și apoi urmează arest. Care este competența poliției? Da, poliția poate să rețină pentru 72 de ore. În această perioadă, procuratura decide, analizează probele, dacă merge cu persoanele bănuite la instanța de judecată pentru a solicita arestul în continuare. Poate să elibereze persoana, poate să meargă la arest. Clar lucru că de a merge la arest pentru o anumite categorii de infracțiuni trebuie să fie o infracțiune gravă, deosebit sau excepțional de gravă. Noi am văzut în acțiunea acestor tineri infracțiuni grave, noi am reținut una din persoană pentru 72 de ore, însă procuratura a decis să nu meargă la arest și să fie cercetat în libertate. O a doua persoană nu se prezintă la organul de urmărire penală, este dispus aducerea forțată, cred că o să fie anunțat și în căutare dacă nu se va prezenta
va fi reținută iarăși pentru 72 de ore și urmează procuratura, instanța, să decidă măsura de reprimare, fie arest, fie altă măsură de reprimare. Dar cine, care din ăștia doi nu vine? Cel cu mașina sau cel cu motocicletă? Și care a fost reținut? Cel cu motocicletă? A fost reținut Vidrașcu, nu se prezintă Nicola. Dar asta e sfidarea. Sfidarea în cel mai josnic hal. Cum adică sunt prezenți? Eu nu înțeleg dacă ar fi fost reținut pentru contrabandă cu uraniu, că vrei să fugi prin Transnistria. Da, eu cred și vreau să cred că ei regretă pentru acțiunile care le-au întreprins, fiindcă sunt tineri, tot viitorul este în față și gestul care, sau comportamentul care l-au avut, practic nu știu ce au avut de ce profit sau ce câștig a avut din aceasta, doar de a posta pe rețelele de socializare cât de eroi sunt ei, nu? Și s-au ales cu eroismul care și l-au manifestat. Eu de la nașterea mea încoace tot aud despre un proiect de lege ce ține de ultragerea polițiștilor, că să năsprească legislația. Ce s-a aud de la etapa asta cu acest proiect? Exact. Este asemenea articol ultragerea colaboratorului de poliție. Considerăm în continuare că este o sancțiune blândă. Vrem să venim și cu și pe această cale de a năspri sancțiunea. Este pregătit acest proiect, însă și era deja pregătit pentru a fi trecut prin aprobat la guvern, însă cancelarea guvernului a considerat că cu asemenea inițiativă trebuie să vină Ministerul Justiției și să află acum în definitivare și o să fie trecut pentru avizare la celelalte instituții. Cred că în timpul apropiat o să venim și cu asemenea propunere. Dar ce ar fi urma să prevadă noua lege? Doar îmi scapă acum care sunt sancțiunile. Deci era o sancțiune cu mult mai blândă, mai mică decât ceea ce ne propunem noi acum. Posibil, noi considerăm că aceasta o să-i responsabilizeze sau înainte de a întreprinde careva acțiuni sau de a se exprima față de ultragerea nu numai a polițistului, dar și a funcționarilor de stat care sunt în exercitarea atribuțului de serviciu, trebuie să fie o consecință, să aibă o continuitate la conștientizarea situației. Apropo de situații grave, haideți să vorbim despre COVID un pic. Eu văd că la noi încă nu se încheie situația asta gravă, da? Sperăm că o să fie bine. Amenzile aplicate de poliție pe durata stării de urgență. Spuneți-ne, vă rog frumos, care e suma totală, câte au fost achitate, câți bani au ajuns în buget și câte dintre aceste amenzi au fost contestate în instanță de către oameni, cei care au fost vizați? Posibil vă referiți la amenzile aplicate pe persoanelor care nu au respectat acele decizii da, comisii da, situația da, excepțională. Da, da. Pe parcursul situației de urgență, și până la ziua de astăzi au fost înregistrate 2253 procese verbale. Mm-hmm. Din acestea au fost contestate 288 de cazuri. 99 de cazuri a fost lăsată în vigoare decizia organului de poliție. 22 de cazuri a fost clasate. Deci a fost găsit că nu corect au fost întocmite procesele verbale. 107 rămân în examinare. Până la ziua, amenzile aplicate sunt de peste 44 de milioane, iar amenzile achitate sunt în jur de 4 milioane de lei. Este o sumă mai mică la amenzile achitate decât cele aplicate, fiindcă mulți s-au achitat timp de 72 de ore 50% sau am încheiat un acord de recunoaștere și atunci se pune o treime din amendă. Da, eu să înțeleg că dacă din 44 de milioane au fost achitate doar 4 milioane, foarte multă lume refuză să le achite. Nu. Au termen de achita. Timp de un an de zile trebuie să le achite, iar în cazul când nu le achită, atunci organul sau poliția o să
întreprindă următoarele măsuri pentru a impune acești cetățeni să achite aceste amenzi. Da. Ori mulți din ei au fost amendați pentru nerespectarea regimului de autoizolare. Sau, și atunci când ei trebuie să stea în autoizolare, ei nu pot să meargă să achite. Să ia în vedere și acest termen, suspendare de 2 luni de zile, cât a fost situația de urgență și... Dar dumneavoastră nu vreți să-i amendați pe colegii noștri de la Poliția de Frontieră, care citeam astăzi că au lansat o licitație în valoare de 580.000 de lei pentru procurarea mobilei, inclusiv 2 mese de tenis. Și asta în condițiile în care pandemia a provocat o criză mare în economie, iar premierul nostru a cerut tuturor structurilor de stat să fie foarte atente la câți bani cheltuie în perioada asta. Și nu vreau să-i amendez. De ce? Vreau să-i încurajez. Acesta este un proiect care a început din anul 2018. Iar reparația, construcția, două sectoare de poliție, Soroca și Briceni, a fost încheiat un contract multianual și această achiziționare a imobilului era prevăzut în acest program, acest proiect. El este spre finalizare și cred că în luna iunie o să mergem să le dăm în exploatare. Noi aceste sectoare de poliție sunt construite, reparate după standardele europene, după unele criterii europene și Statele Unite ale Americii, în colaborare cu ei, care ne ajută și repară și ei asemenea sectoare de poliție. Și noi în anul 2018-2019 nu am avut pandemie, nu am avut asemenea situație, iar acest contract era deja în definitivare. Iar acele mese de tenis despre care se vorbește, bine, este o valoare de 10.000 de lei și este mult. Ori proiectul era prevăzut să fie săli de sport și noi am găsit o soluție ca să nu cheltuim mai mulți bani, dar să luăm aceste mese. Am discutat cu agentul economic care trebuie să dea în exploatare deja aceste edificii. Am înțeles. Domnule Suda, câți colaboratori ai organelor interne au fost infectați cu COVID în total? Noi în total am avut 134 de colaboratori infectați din diferite subdiviziuni ale Ministerului de Interne. Poliția de Frontieră au fost acei care chiar au fost în prima linie la etapa inițială, când noi ne așteptam că va fi importat acest virus în Republica Moldova. Noi din start, din începutul lunii decembrie, mijlocul lunii decembrie, urmărim după evenimentele din țările Uniunii Europene, în special Italia, Spania, Germania, unde avem un număr foarte mare de conaționali de-a noștri. Atunci am înțeles că este de neevitat ca acest virus să pătrundă pe teritoriul Republicii Moldova și un accent de bază am pus pe Poliția de Frontieră. Clar că la acel moment nu cunoșteam atât de mult despre coronavirus. Erau înarmați colegii noștri doar cu termometre și acele termoscanere, măsuri de protecție, mănuși, măști, însă erau și multe care încă nu le cunoșteam. Ei au fost primii colaboratori care s-au contaminat și pe parcursul, de acum mai mult de 2 luni zile, avem 134 de colegi. Rămân încă 35 de colegi care sunt din ei 15 în autoizolare, ce ar însemna sunt tratați, dar trebuie să respecte acele 14 zile după ziua când ai fost testat negativ, iar restul, aproape 20 colaboratori, încă au toate simptomele, sau au pozitiv la acest virus și se tratează. Așa că nu avem decese în cadrul colaboratorilor. Neferit, bunul Dumnezeu, să avem decese, dar nu am avut doar un singur caz mai grav cu un coleg de la Poliția de Frontieră din Soroca. Bine, rămâne specialiștii în domeniu să stabilească dacă s-a contaminat la serviciu sau dacă a luat acest virus de acasă, fiindcă și tatăl acestui coleg, fiind medic, era contaminat. În acești 134 sunteți și dumneavoastră? Exact. Exact. Domnul ministru, eu nu știu dacă dumneavoastră aveți timp, dar sper că nu. Stați pe Facebook. Știți că acolo sunt mulți glumeți care spun că în general acest COVID nu există. Iată dumneavoastră, cum a fost la dumneavoastră acest COVID?
Știu că v-ați tratat, s-a întâlnit bine. Știți, au fost multe critici când domnul președinte a Republicii Moldova a ieșit și a spus că acest virus, acest COVID, mulți pot să-l treacă și nici nu îl observe și mulți făceau glume pe seama la aceasta. Eu cred că nici nu știam dacă nu treceam acel test. Nu vreau să-mi vinovățesc pe nimeni, dar recunosc că sunt mult timp la serviciu. La orele 6:30 dimineața până la orele 9:10 seara sunt la serviciu și un singur șofer sau nu reușește. Și mai am un coleg care mă ajută în în activitate și i-am divizat cumva pentru ca să nu aibă contact și să nu-i supunem riscul pe ambii sau... Și când urma să vină la serviciu, a spus, domnule ministru, trebuie să ies la serviciu, dar sora mea este contaminată. Și atunci am zis că rămâi acasă. Și m-am gândit, tot cabinetul ministrului, consilierii, adiutantul, șofierii, să dea acest test. Nici nu m-am gândit că să trec și eu acest test. Și m-au depistat pozitiv. Clar că am mers repetat și am mai dat probe. Mi-au spus medicii de la Agenția Națională Sănătate Publică că este o formă ușoară, o concentrație mică de virus și practic sunt spre etapa de finalizare. Deci și am stat, cred că vreo 7-8 zile acasă, am dat acel test, a fost depistat negativ, am respectat acele 14 zile și m-am întors la serviciu. Însă în toată această perioadă am lucrat de la distanță. Dumneavoastră, tratament ați avut sau ați bătut 100 de grame acasă și gata? Nu. Am avut și tratament doar în primele 7-10 zile pentru febră, dureri de cap, din acestea. Adică dureri până la urmă ați avut? Exact. S-au început până la un moment dat durerile? Exact. Poate le aveam și până a depista acest virus, însă nu îi atrăgeam atenție, fiind tot timpul antrenat în activități, puteai să crezi că păi, te doare un pic capul, timpul a ploaie sau supraobosit sau... Apoi, că depinde mult de organismul omului, cum este și imunitatea. Eu mă consider un sportiv, eu am fost sportiv de performanță. Acest proces de imunitate, el este format din timp și cred că trecea fără să observ. Nu am avut careva disconforturi care să mă pot expune acum. Noi vedem consecințele altor persoane care se termină fatale. Dar medicamente oricum ați luat? Da. Dar nu antivirale sau din cele puternice. Eu știu că n-am voie să întreb și dumneavoastră n-aveți voie să îmi spuneți, dar cum se numesc medicamentele așa? Bine, nu știu. Eu nu știu dacă mai țin minte cum se numesc. Știu că paracetamol pentru temperatură și ceva pentru imunitate și ceva vitamine și ceva mult lichide și respect un regim care mi l-a prescris medicul. Uh-huh. Deci a fost o formă ușoară și chiar nu cred că ar trebui să dăm importanță mie, dar poate mai multă importanță dăm celor care se confruntă cu, nu cu disconfortul, dar cu problemele la tratare. Noi, Ministerul de Interne are spitalul, Ministerul de Interne, și noi am transformat acest spital într-un spital de tratare a celor infectați cu COVID. Atragem toată atenția acestui spital, a fost dotat, colaboratorii au trecut, cei care au fost contaminați au trecut toate fazele bine și spuneam că doar un singur caz mai dificil care și-a revenit, un coleg de-a nostru de la Soroca. Bucurându-ne că și-a revenit și bine, luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim, domnul ministru. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule ministru, spuneți-ne, vreau frumos, știm că mai avem 5 miniștri în guvernul Ion Chicu care sunt autoizolați după ce au avut o întrevedere, o ședință cu primul deputat contaminat, domnul Nichifor Ciuc. Nu știți nimic despre ei? Au făcut test, care sunt rezultatele? Știu că au făcut testele, sunt negative, nu cunoscând că incubația acestor virus este de o durată de 14 zile, sunt convins că vor sta 14 zile în autoizolare de a respecta acele norme și recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății, dar și
hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică. Deci sunt foarte activi, lucrează de la distanță, avem grupuri de lucru, teleconferință, dar sunt convins că în comparație cu alții și alți persoane cunoscute în țară, o să respecte aceste norme. Deci primul test e negativ la toți 5? Da, din câte cunosc. Nu m-am informat mai am mănuțit așa, dar cunosc că este negativ. Dar apropo de alți oameni cunoscuți societății noastre care nu prea respectă recomandările, noi avem tare multe solicitări, cel puțin la nivel de declarații pe Facebook, în partea multor politicieni, care cer sancționarea domnului Igor Dodon, președinte al Republicii Moldova, pentru faptul că nu respectă nici distanță, nu poartă mască, face ce vrea el, vorba politicienilor de la Chișinău. Sunt sesizări, l-ați amendat, l-ați chemat la covor. Ce se întâmplă acolo? Mai întâi de toate, clar că nu l-am amendat, fiindcă are și imunitate, dar nu la asta mă refer. În acțiunile domnului președinte, deocamdată nu am văzut careva abateri de la acele dispoziții sau hotărârea comisiei. Noi, la moment, avem înregistrat adresarea unui deputat și nu mi-amintesc familia, deci vom examina sub toate aspectele. Ori noi, poliția, nu ar trebui să stăm doar cu ochii la micul ecran și să urmărim chiar toate activitățile, fiindcă acolo spune că într-o deplasare a fost și cumva nu a respectat normele prevăzute de Comisia Situației Excepționale. Pe de o parte, pe de altă parte, trebuie să nu încurcăm unele lucruri. Purtarea sau obligația de a purta măști și mănuși este doar atunci când se intră în unele locuri închise. Atunci când omul se deplasează în localități, sunt mai puțin de 3 persoane în perioada situației de urgență, sunt mai puțin de 50 persoane la anumite măsuri publici care sunt. Atunci se documentează. Iar în cazul președintelui, la moment, nu am văzut asemenea abateri, dar noi examinăm toate prevăzute în adresarea la poliție, acele situații care sunt adresate la poliție, să vedem dacă nu cumva a încălcat. Și dacă a încălcat, el va fi amendat? O să activăm conform legislației în vigoare, cum prevede legea. De ce prevede legea, apropo? Deci vom porni un proces penal în cazul dacă va fi stabilit că este vinovat pentru anumite încălcări. Deci, timp de un an de zile, atâta timp cât are imunitate, nu îl putem atrage la răspundere, iar în cazul dacă își va pierde imunitatea, putem să-l atragem la răspundere, în cazul dacă a comis o abatere. Dar eu știu că un alt politician, doamna Marina Tauber, vicepreședintele fracțiunii Partidului Ușor, a fost recent la un protest. În ziua în care președintele Parlamentului, doamna Zinaida Grăceanu, semnase un ordin prin care toți deputații au fost obligați să autoizoleze imediat. Din partea lui Mariana Tauber, deci noi am sesizat mai multe încălcări, începând de la 1 mai, 9 mai, organizat acel protest în fața președinției, organizat acel protest la Cahul, a adus mai multe persoane care aveau și vârsta depășită de 63 de ani, care nu trebuiau să fie în spațiu public, au pus în pericol mai mulți cetățeni, mai multe persoane de 50 și deoarece imunitatea este retrasă, dar trebuie să mă informez suplimentar că nu am fost pregătit de o asemenea întrebare, sunt convins că va fi atrasă la răspundere. Bun. Domnul ministru, noi avem foarte mulți cetățeni care au revenit acasă. Noi avem foarte mulți șomeri. Se pare că numărul șomerilor va crește. Dumneavoastră, vă așteptați la o explozie, doamne ferește, a numărului de infracțiuni în Moldova? Sau, de fapt, acum cum stăm la acest capitol, mai ales cu bunuri imobiliare, da? Cum spune legea cu
furturile de prin casă și așa mai departe. Asta înțeleg mai așa. Vreau să spun că noi am pus bine la punct planificarea măsurilor care urmau să fie întreprinse pe parcursul acestui an, începând din luna ianuarie, de a diminua numărul infracțiunilor, de a preveni infracțiunile și mai mult de a pune accentul pe prevenire, dar nu pe descoperire. Și noi am reușit cu o diminuare esențială a numărului infracțiunilor pe toate compartimentele, începând de la omor și terminând cu infracțiunile ușoare, în comparație cu anul 2019. Avem doar o creștere la răpirile mijloacelor de transport și aici avem probleme doar cu trei grupări de infractori minori. Chișinău, Bălți, două grupe din Chișinău, din Bălți, automobilele lăsate în voia soartei câteodată și dar sunt identificați, este problema doar ce facem cu ei mai departe, unde ducem, că sunt și copiii ai străzii. Nu am observat o creștere a infracționalității în această perioadă, însă este evident că noi ne gândim la o posibilă schimbare de situație în următoarea jumătate de an. De ce? Fiindcă mai mulți factori influențează. Primii am avut puține precipitații toamna, iarna, deci nu se știe ce roadă vom avea de produse agricole. Cetățenii, cum ați menționat, nu sunt toți angajați în câmpul muncii, mulți s-au întors de peste hotare și nu știu dacă își vor regăsi funcțiile când se vor întoarce. Toți aceștia, clar că trebuie să se hrănească, să se îmbrace, să aibă necesarul pentru a supraviețui și atunci pot crește anumite categorii, numărul anumitor categorii de infracțiuni și mă refer furturi din case, din locuințe. Noi deja am luat în vizorul poliției acele persoane care au avut în categoriile de persoane care pot comite asemenea infracțiuni. Ducem un lucru atât prin mediul acestor persoane, cât și o evidență a locurilor unde poate să realizeze bunurile furate. Noi suntem pregătiți pentru o asemenea situație când cetățenii noștri vor fi nevoiți sau cu zicala care spune mâșca lol să placă, nu prădăjal cușa de cactus. Atunci când ești flămând, atunci când nu ai cu cine îmbrăca, știi că poliția poate să dea peste tine, poate să te atragă la răspundere, însă mergi și comiți un furt sau alt gen de infracțiune. Este mai important să ținem sub control acele infracțiuni excepționale și deosebit de grave. Mă refer jafuri, tălhării, furturi în proporții deosebit de mari. Noi o să continuăm în continuare implementarea acelui proiect polițist în fiecare localitate, care de fapt nu a fost implementat din cauza începerii acestei pandemii. Reforma Inspectoratului General al Poliției deja a avut loc. Sunt toți colaboratorii deja sunt în funcțiile care au fost confirmate de către guvern. O să ne descurcăm. Poliția la acest moment este capabilă de a preveni și a descoperi oricare gen de infracțiune și de a ține situația criminogenă sub control. Dar la Blajeni să vă descurcați? Blajeni încă n-au fost amenați a doua oară, da? Este și aceasta un exercițiu pentru noi. O să implicăm mai mulți angajați, nu numai poliția, fiindcă atunci când vorbim de Ministerul de Interne nu înseamnă, sau când vorbim de poliție, nu înseamnă că Ministerul de Interne este poliția. Avem și alte structuri, alte subdiviziuni. Și în ceilalți ani, la fiecare cimitir era câte un polițist care asigura, menținea ordinea publică. În acest an o să avem și unele mijloace de transport care are posibilitatea de a vocifica care sunt pericolele de contaminare. Vom avea mai mulți colaboratori prin cimitire unde o să încercăm să-i convingem, iar în unele cazuri să le interzicem de a face acele pomine în cimitire cu bucate, cu băuturi, fiindcă acest virus cel mai ușor se transmite pe această cale.
atunci când e cuprins, atunci când are loc îmbrățișare, atunci când servești dintr-un pahar sau când servești din acele bucate. Avem deja o colaborare cu fiețele bisericești, urmează și la ziua de mâine și poimâine. În teritoriu noi avem peste 1300 de biserici, să avem discuții cu toți preoții, să le recomandăm acele slujbe să fie desfășurate sub cerul liber, să recomande ca atunci doar sfințirea celor sau stropirea celor morminte și pomenirea lor, iar acele mese care la noi este ca tradiție în Republica Moldova, de organizat cu cei apropiați acasă, în așa fel de limitat numărul de persoane care pot fi contaminate. Da, militarii nu vă pot ajuta pentru că starea excepțională s-a încheiat și ei s-au retras în cazarme, da? Da, exact, este așa, însă la moment noi avem posibilitatea să gestionăm și această situație. Clar că consecințe o să fie, clar că o să fie și abateri, fiindcă noi ne-am convins pe parcursul acestor două luni de zile că mulți nu s-au conformat, nu au respectat, unii din necunoaștere, dar mai grav cineva intenționat, care nu a luat în serios această situație, ori la ziua de astăzi noi avem 11 decedați și situația nu este atât de calmă. Mai grav este în municipiul Bălți, când dorind să fie în evidență cumva sau să obții dividende politice, primește o decizie ilegală de a deschide piețele, de a permite transportul public în zile sâmbătă și duminică. Mă refer la primarul de Bălți, clar lucru că am documentat și asemenea acest caz, este de competența Centrul Național Anticorupție, iar ceea ce ține de activitatea piețelor vor fi sancționați administratorii piețelor, dar și acei agenți economici care au încălcat prevederile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Păi ce se întâmplă acum la piața din Bălți, care USAT a deschis-o? Ea lucrează, da? Ea, bine, nu toți. Sunt unele persoane care nu se conformează. În privința lor sunt întocmite procese verbale și o să fie atrase la răspundere. Inclusiv și persoanele care au votat de a permite deschiderea acestor piețe. Da. Este Comisia Națională Extraordinară Sănătate Publică și această decizie este executorie pentru toți. Ori noi ce facem? Anarhie? Fiecare face ce își dorește ca să rămână în evidență politică? Nu cred că este corect. Dar, Renato, cred că este, un pas inspirat, nu bine inspirat al primarului de Bălți. USAT va fi amendat și el? Clar lucru că noi am înregistrat un proces, sunt pregătite materiale și acțiunile lui întrunesc toate elementele unei contravenții care trebuie să fie atras la răspundere. Dar cu transportul ce s-a întâmplat și cu niște șoferi de trolei de acolo din Bălți au fost amendați? Da, pentru că au încălcat. Nu aveau voie să iasă în weekend și au ieșit la lucru, da? Da, exact. Dar cine decide asta acolo? Păi este... Cine decide? Deci a asumat asemenea responsabilitate primarul de Bălți, care a spus că o să le achite la toți amenda. Nu știu la ce s-a gândit, la ce se gândește sau unde își dorește să ajungă, însă recomand la toți cetățenii să respecte prevederile Comisiei Situații Excepționale, dar Naționale Extraordinare Sănătate Publică, să nu încalce, să conștientizeze că acest virus în continuare este periculos și ucigaș. Iar cei care se aventurează pentru a rămâne cumva în evidență, ei însuși nu se pun în pericol, dar pe alții le propun. Ce ne spune despre frații dumneavoastră de arme, protestele care au loc în ultima vreme veteranilor? Sunt justificate ele, domnule ministru, sau credeți că și acolo e iz politic? Nu sunt justificate cu nimic. Și sunt convins că este iz politic. Și dacă ne uităm cine sunt organizatorii acestor proteste și când și unde noi i-am văzut, deci o să înțelegem cu toții ce își doresc ei. Ori actualul guvern a activat, dacă să excludem perioada de pandemie, două luni de zile. Și actualul guvern ce a reușit să facă în acest timp, nu a reușit chiar alte guverne care au fost. A fost mărit salariul cu 10%. Pentru veterani a fost alocată poliția de asigurare.
mărită de la 100 la 500 de lei acele indemnizații. Deci s-au făcut foarte multe lucruri. Ori atunci când spui că ai luptat pentru independența Republicii Moldova și atunci când în situații de pandemie, când este o situație dificilă pentru întreaga societate și este o povară pentru guvern să gestioneze o situație economică care este precară și situația de pandemie, vii și lovești cu cuțitul din spate. Aceasta poate să vorbească despre patriotism. Era patriotism dacă venea și punea umărul, cotul, ca să ieșim din această pandemie și pe urmă spunea, oameni buni, i-am dat să ne mai gândim și la, și la cei care au luptat pentru independență. Altceva este că sunt mai multe organizații de veterani, unde sunt mii de veterani, care au înțeles acest lucru și au întins o mână de ajutor. Au venit, avem organizația veteranilor și pensionarilor MAI, dacă spuneți față de arme, care bine, ei au venit cu propunere și au făcut o donație de 200.000 de lei din bugetul lor Spitalul Ministerului Afaceri de Interne. Au venit și au spus că noi suntem gata să ieșim la patrulare împreună cu poliția. Noi suntem gata în aceste situații grele să venim, să ne înrolăm înapoi în poliție și să lucrăm pe o perioadă 3-4 luni zile să vă ajutăm. Și acel număr de mai întâi organizatori care sunt un număr foarte mic, care se prezintă Organizația Națională Veteranilor, ea nu reprezintă pe toți veteranii noștri. Și sunt unii și aceiași care au ieșit pe stradă atunci când s-au format unele partide politice, au jucat la filiera lor când au fost și alte situații. Noi urmărim foarte atent și nu sunt tocmai persoanele care mă abțin aici să spun. Dar mulți din ei ați amendat pentru ultimul protest din Piața Mare a Lumea Națională, sau nu prea? Sunt înregistrate acele procese contravenționale. Uh-huh. Sunt identificați cei care au participat, se acumulează suficiente materiale probe și o să fie trași la răspundere dacă au încălcat. Ori eu, în calitate de ministru, am respectat acele 14 zile și dacă încălcam, trebuia să fiu atras la răspundere. Noi avem și colaboratori de poliție care i-am atras la răspundere pentru că nu au respectat. Da? Da? Apropo de polițiști, câți polițiști reținuți aveți în 2020 pentru acte de corupție? Și vreau să înțeleg, polițiștii noștri iau mită din cauza sărăciei sau din cauza lăcomiei? Dar de ce le dau mită? Bine, aceasta este o întrebare așa. Nu cred, și nu cred că numai polițiștii iau mită din cauza lăcomiei. Cred că o să spun exact același lucru ce am spus despre persoanele care ajung la limita sărăciei câteodată și știu că vor fi prinși, dar sunt aventurați să comită unele ilegalități. Noi avem până la moment, dacă nu mă înșală memoria, 19 cazuri de depistate de corupție de colaboratori de poliție care au fost reținuți de către SPIA împreună cu Procuratura Anticorupție sau Centrul Național Anticorupție și în toate aceste cazuri nu au fost reținuți polițiști care s-au angajat în Ministerul de Interne care se simțeau lăcomii. Deci sunt acei colaboratori de poliție care au salariu de până la 5.000 de lei care vin din alte localități în municipiul Chișinău, care nu au unde să locuiască, să trăiască, care închiriază un apartament și 3.000 de lei, 3-4.000 de lei, care au familie, copil și trebuie să supraviețuiască cumva cu acești 5.000 de lei și acesta este regretabil că greu se reușește și nu numai de guvernul, actual guvern, dar și de celelalte guverne, este lăsat mai într-o parte această categorie de funcționari, poliția, și de fiecare dată se motivează că da, voi meritați să aveți și un salariu mai mare, dar sunteți mulți și sunt surse insuficiente. Noi am avut, spuneam că am reușit să mărim salariul cu 10%, în acest an am reușit la subofițerii noștri să mărim salariul cu 1.000 de lei. Acum, luna iunie, și dacă nu venea această pandemie, urma să mai mărim salariul cu 1.000 de lei la fiecare polițiști, cumva să-i încurajăm
cu mărirea salariului și să-i descurajăm de a lua mit. Clar că noi și combaterea corupției este pe prima pagină activității guvernului și suntem antrenați în a o combate, însă de a-i depista pe cei care sunt implicați în fenomene de corupție, dar totuși cred că o atenție mai mare trebuie de atras la prevenire. Dar prevenirea însă intră și anume salarizarea, crearea condițiilor de muncă, crearea condițiilor de trai decent și toate acestea. Da, asta nu se numește luptă împotriva corupției, când este reținut cineva care ia mită ca să nu moară de foame. Totuși, legea este lege și este egală pentru toți. Da. Dar câți frumoși de-ai noștri care au dat mită sau au încercat să dea mită politicilor ați reținut? 52 de cazuri. Și este puțin, consider, deoarece sunt foarte multe cazuri când oferă mită polițiștilor, însă mulți din polițiști refuză și să ia mita, dar comit o greșeală că nu o declară. Dar oricum, față din anii precedenți, 4 luni de zile au fost 52 de cazuri când polițiștii au declarat că li s-a propus mită și persoanele sunt documentate. Am înțeles. Domnule ministru, eu vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost anul de emisiune. Vă doresc mult succes în continuare, sănătate, bineînțeles, și dumneavoastră ca și nouă. Și ne mai revedem neapărat aici, în studio. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.